Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Rac. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Rac sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau orice alte plasamente planetare importante în această zodie, precum și pentru cei care aveți pe cineva în Zodia Rac în viața voastră și vreți să vedeți ce se întâmplă cu această persoană în luna iulie, hai să scoatem mesajele de la cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant! În primul rând vreau să vă urez la mulți ani acelor raci care aveți ziua de naștere în luna iulie și hai să vedem ce vă rezervă cărțile de tarot, ce mesaje au pentru voi pentru această lună. În primul rând aici pe partea de dragoste avem o combinație între arcana majoră judecata și 10-le de săbii. Mesaj foarte interesant aici pe partea de dragoste care vă îndeamnă să renunțați la o durere, la o trădare, la o decepție amoroasă din trecut, pentru că aici cu judecata universul vă mai dă o a doua șansă. Fie că vreți să folosiți această a doua șansă pentru a reîncepe o relație cu cineva din trecutul vostru, cu cineva care v-a trădat odată, sau că vreți să-i mai dați o șansă actualului partener sau parteneră, sau că pur și simplu renunțați la niște idei preconcepute, renunțați la niște sentimente negative pe care le cărați după voi, astfel încât să faceți loc în viața voastră unui nou partener sau parteneră, indiferent cum vreți să vă folosiți de această energie. Dragii mei raci, fiți atenți în luna iulie la mesajele pe care universul vi le transmite prin sincronicități, prin numere care tot apar și reapar, prin cuvinte pe care le auziți repetitiv, așa ca un leitmotiv, ca un refren în viața voastră, dar și prin persoane care tot apar în viața voastră, fiindcă aici văd că luna iulie pentru voi este momentul să vă treziți. Aici vine cocoșul și vă anunță sosirea dimineții, sosirea zorilor și cu judecata este clar, mai primiți o a doua șansă, este o nouă zi și puteți să o luați de la capăt, dar rămâne decizia voastră cum și cu cine vreți să o luați de la capăt încă o dată. Hai să clarificăm această energie pe partea de dragoste pentru nativii din Zodia Rac pentru luna iulie. Interesant! Foarte interesant! În primul rând, cu diavolul, văd că aici apar niște tentații în viața voastră, niște tentații de a vă mișca foarte rapid cu optul de bâtre către cineva cu care ați mai avut de-a face în trecut aici, cu șasele de cupe. Șasele de cupe este o relație, o dragoste, o iubire, o legătură emoțională cu cineva din trecut. Poate să fie cineva din copilăria voastră, din adolescența voastră, din tinerețea voastră, poate să fie trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat, depinde de situația particulară a fiecăruia. În orice caz, aici cu șasele de cupe e clar că alături de această persoană vă simțiți în zona voastră de confort. Și cu diavolul văd că oferta pe care această persoană vă face este una foarte tentantă, fiindcă voi aici cu optul de bâte
vreți să o luați cu foarte mare viteză către această persoană. Vă rog doar să fiți foarte atenți și să vă gândiți dacă chiar este alegerea corectă pentru voi. Dacă chiar merită să-i mai dați o a doua șansă sau a treia sau a patra șansă acestei persoane sau dacă vreți să o luați de la capăt cu altcineva. Aici alegerea este în mâinile voastre. Cărțile nu mi-arată că ar fi nici bine, nici rău dacă mai dați o șansă acestei persoane. Ideea e că aici destinul vi-l faceți singuri cu mâna voastră și ce e important și cu ce vreau să rămâneți este că decizia pe care o faceți aici în luna iulie trebuie să vă asumați, indiferent care vor fi consecințele acestei decizii. Da, într-adevăr, diavolul poate să aibă conotații negative, dar în esență, în tarot, această arcană majoră, tot ce face este să vă pună în față o ofertă foarte tentantă. Și cu această combinație de cărți aș vrea să vă mai dau un singur mesaj. Aveți grijă ce vă doriți, pentru că aici s-ar putea să primiți ceea ce vă doriți și atunci să vă dați seama că nu era ceea ce aveați nevoie. Fiți atenți de asemenea la cineva din zodia Capricorn și dacă acest Capricorn vine cu această ofertă tentantă de a vă mișca foarte rapid într-o direcție, în a relua o relație, eu personal nu aș face acest lucru, dar la urma urmei decizia este a voastră, pentru că voi știți, voi simțiți ce karmă aveți de parcurs în această viață, eu doar vă dau aici semnalele de alarmă. Mai departe, în privința situației voastre de sănătate, aici avem șaptele de bâte, o carte care ne vorbește despre nevoia de a fi vigilenți, despre nevoia de a preveni. Aici este mai bine să preveniți decât să tratați. Văd că pentru o parte dintre raci, în luna iulie s-ar putea să aveți niște probleme de sănătate. Nu cred că o să fie niște probleme majore, dar o să fie niște lucruri care vă creează niște impedimente, niște neplăceri în viața voastră de zi cu zi. Partea pozitivă este că voi aveți skillurile, aveți abilitățile și cunoștințele necesare ca să ieșiți învingători, să ieșiți sănătoși din aceste probleme. Dar asta nu înseamnă că o să fie ușor, pentru că vedeți așa cum acești doi castori aici încearcă să construiască aici un zid, o barieră, să se opună cursului apei, apa în această metaforă, destinul sau viața, societatea, mediul înconjurător, constant vă tot aduce apă suplimentară, probleme suplimentare pe starea de sănătate, dar aici trebuie să fiți și voi puțin mai înțelepți în felul în care tratați aceste probleme, fiindcă aici destinul este de partea voastră și puteți să ieșiți învingători, puteți să ieșiți ok. Hai să clarificăm pe partea de sănătate pentru nativii din zodia Rac, la ce vă puteți aștepta în luna iulie. Ok. Bun, problemele voastre de sănătate pot să vină fie din cauza faptului că jonglați aici cu două energii. Fie n-ați reușit să găsiți echilibrul între viața privată și viața profesională și din acest dezechilibru să apară niște probleme de sănătate, fie aveți un viciu la care n-ați vrut să renunțați și dintr-o dată problemele care apar în viața voastră în luna iulie nu vă mai dau de ales. Ați ajuns la punctul critic la care fie renunțați la acest viciu, fie renunțați la acest element toxic din viața voastră, fie o să aveți niște probleme din ce în ce mai grave pe viitor. Și aici cu cinciul de bâte, văd că ar fi indicat să nu exagerați în această lună, să nu exagerați cu nimic. Nici cu alimentația, nici cu băutura, nici cu viciile, nici cu petrecerile, nici cu certurile, nici cu sportul, nici cu diete extreme, nu exagerați cu nimic, pentru că toate aceste exagerări doar vă destabilizează organismul. Voi aici trebuie să învățați să aduceți mai mult echilibru în viața voastră, să nu vă mai luptați cu morile de vânt,
și să acceptați că organismul vostru are niște limitări fizice, are niște parametri în care trebuie să funcționeze și nu sunteți super oameni la urma urmei. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, aici avem o arcană majoră foarte frumoasă, este vorba despre forța, puterea, cartea care în tarot reprezintă și zodia leului. Pentru acei raci care lucrați împreună cu un leu sau cu o leoaică, poate aveți un șef sau un coleg sau un colaborator, un partener de afaceri în această zodie, aici lucrurile sunt foarte bine aspectate. Pentru toți racii, în luna iulie ar fi indicat să lucrați asupra relațiilor voastre de afaceri, să construiți încredere între voi și colaboratorii voștri, pentru că aceste relații construite acum o să vă ajute în viitor, o să vă ajute pe termen lung. Hai să clarificăm partea financiară, aspectele de afaceri, bani și carieră din viața racilor în luna iulie. Foarte frumos, foarte frumos aici. Cu treiul de bâte, văd că vi se întorc corăbile în port și puteți să vă așteptați în luna iulie la niște câștiguri pe baza efortului depus în trecut. Cu asul de cupe văd că o să vi se facă o ofertă foarte frumoasă în afaceri sau la locul de muncă. O ofertă de proiecte sau de loc de muncă care o să vă aducă și răsplată emoțională. Pentru cei care vă gândiți să începeți o afacere cu partenerul sau partenera de viață sau pentru cei care vreți să transformați un hobby într-o afacere, lucrurile sunt foarte, foarte bine aspectate aici. Cu treiul de monede văd că o să fie mult de lucru. Mai aveți încă multe de învățat, dar fundația este una solidă aici, cu forța și cu treiul de bâte. Văd că aveți o fundație solidă pe care puteți să construiți afacerea, cariera, portofoliul de investiții pe care vi-l doriți. Da, o să fie mult de lucru, nu o să vă mint, o să aveți de depus aici destul de mult efort și o să aveți de învățat lucruri noi, dar în urma acestei experiențe, la finalul lunii iulie, dacă faceți tot ce se cere de la voi aici, dacă demonstrați curaj, dacă nu vă lăsați mânați de impulsuri și puneți mai mult preț pe construirea de relații și de încredere între voi și colaboratorii voștri, la finalul acestei luni o să ieșiți niște oameni mai maturi, cu un portofoliu solid în spate și cu o experiență pe care nimeni nu vă poate lua. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card Puterea Gândului, un mesaj frumos de la aceste cărți oracol, un gând frumos cu care să vă las pentru luna iulie. Bineînțeles, nu uitați de etalările zilnice. Chiar dacă am schimbat formatul și am redus etalările zilnice la sub un minut, vă recomand să vă uitați la ele, pentru că acestea sunt ca niște semne de circulație care o să vă ajute, să vă ghideze, să navigați luna iulie. Bineînțeles, majoritatea informațiilor mă aștept să vi le luați din etalările lunare, de aceea nu uitați să vă uitați și la semnul zodiacal în care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Și acum să vedem mesajul pentru nativii din zodia Rac pentru luna iulie. Sunt în siguranță să privesc în mine însămi. Pe măsură ce mă apropii de credințele și opiniile altor oameni, văd în mine însămi o ființă măreață, înțeleaptă și frumoasă. Iubesc ceea ce văd în mine. Un mesaj foarte frumos care vă readuce aminte să fiți onești cu voi înșivă, să vă ascultați nevoile sufletului vostru, mai ales aici în relații, dar și pe partea de sănătate și în afaceri, peste tot, în toate aspectele vieții voastre. E important să găsiți acest echilibru între nevoile voastre și nevoile societății, pentru că doar acolo o să puteți să găsiți fericirea, împlinirea și o viață echilibrată. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!